Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal De data asta am ceva foarte special pentru voi Pentru că va trebui să intrăm în pielea unui personaj din Squid Game Dar nu orice personaj, ci un gardian Mi s-a părut destul de interesantă ideea Pentru că tot timpul când te gândești la Squid Game Te gândești din pielea unui personaj jucător De data asta va fi un piculeț diferit Să vedem ce face un gardian zi de zi Cu ce se ocupă el mai exact Așa că nu uitați să apăsați și de like Dacă este să vă placă și dacă mai vreți episoade cu joculețe interesante și iată, aici este prima fază când practic recrutează jucători cu acel joc Dacă v-ați uitat la serial, bine să știți despre ce este vorba Dar o să ne îmbrăcăm și în uniformă Și o să trebuiască să mergem acolo Și să facem practic ce face un gardian zi de zi Așa Ia să vedem. Și hai să vedem dacă reușim la episodul de astăzi să strângem peste... Hmm, mă gândesc la 1750 de like-uri. Ok? Hai să vedem dacă reușim să strângem acest număr. Vă mulțumesc din suflet dacă ați apusat deja pe acel butonaj. Și hai să vedem ce se întâmplă Vreau să intre în mașină Și acum se pare că o să trebuiască să îi ducem acolo Le Zice să țin apăsat Pentru a putea depăși hm. Și dacă nu depășesc și merg normal a, Dacă depășesc a, Ok deci trebuie să depășesc Dar totuși să am grijă Doamne, de ce melodie mi-a pus Retry bun Deci noi trebuie să ajungem în port Pentru că știți că acolo îi ducea practic Îi ducea cu vaporul și ei trebuiau să meargă mai departe de acolo Deci noi trebuie să depășim și vezi că sus aici avem un fel de... Nu știu, nivelul 1 a trecut, nivelul 2, nivelul 3 sau ceva de genul ăsta până ajungi la următorul. Deci trebuie să ții să depășești corect. Dar ce se întâmplă dacă nu depășești deloc? Adică gen, bă, dacă merg regulamentar, care e problema? Ia uite. Bine, noi depășim acum, că ne pricepem să, să depășim aici fără probleme. Dar poți să merg și regulamentar, cred. Aparent. U am crezut că am ajuns, dar aparent n-am ajuns. <laughs> Retry. Hai să mai încercăm o dată. Nu știu exact de ce n-am ajuns la faza aia. Pentru că mie mi s-a părut corect cum am depășit acolo. Dar hai să încercăm să depășim mai multe mașini. Hop. Ok, asta e periculos. Uuu. Uh! Deci trebuie să nu mai ai nicio mașină în față. Asta e toată șmecheria, Pentru că la final acolo te accidentezi oricum ar fi. Dacă ai mașini în față. Deci asta este secretul. Și aici când ajungi... Este totul în regulă, ia uitați-vă. Și celelalte mașini care au colectat uh, ceilalți jucători. Bun, aici ai furniture în loc. Și poți să dai get it. Și îți vei primi, de exemplu, ca să-ți faci camera. Pentru că asta este camera gardianului. Știți că el avea o cameră unde dormea. Și aici poți să scuperi diferite chestii cu bunuții pe care i-ai făcut în joc. Uite, de exemplu, vreau să-mi pun așa covor. Și vreau aici să-mi pun diferite chestii. Stai să vedem cum, cum să ne customizăm. Asta ce că sunt free. Și avem și un calculator. Um, iar tablourile și astea sunt pe bani, dar nu toate. Uite, astea sunt free. Hai să ne customizăm rapid camera și pe asta continuăm. Vreau să văd ce se întâmplă. Sunt curios de viața acestui, acestui gardian. Ok, alea au fost free. Tablourile sunt pe bani, dar nu trebuie neapărat să le iei dacă nu vrei. Asta așa. Și mai avem o chestie aici pe care o punem. Asta. Perfect. Și avem toată camera făcută, practic. Adică, na, cu siguranță, cred că o să mai avem chestii de, de data în loc, dar în rest, suntem ok. Bun, și avem toate chestiile astea făcute next day. Hai să trecem la următoarea zi. Today's task. Revenge on the bad boss. Deci, șeful a fost rău cu tine și tu trebuie să-ți iei revanșa. Să dai mâncare la jucători și să cureți podeaua. Deci avem season 1, day 2. Bun, hai să dăm. Hai să vedem. Deci șeful ne ceartă. Asta e viața unui, unui gardian. A fost ceartat de șef. Da, 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 care are acea mască. Deci ăștia erau VIP. Dar bine, VIP toți șefi sunt până la urmă, dacă stai să te gândești. Și am noi trebuie să nimerim cu aceste darțuri. Trebuie să nimerim exact ținta. Aia Și nu știu dacă pe toate trebuie să le nimerești. Și aia a fost corectă. Și ăla e șeful cel mare de jos. Ăla e și mai chiar rău de tot. Eu sunt curios totuși, cum au ajuns acești gardieni să fie gardieni? Eu asta nu înțeleg. Dacă știți voi, scrieți-mi în comentarii, pentru că știm cum au fost aleși jucătorii, dar cum au fost aleși gardienii? Au salariu? Sunt plătiți? Habar n-am. Nu știe nimeni nimic de ei. Abia aștept să apară sezonul 2, poate o să aflăm niște detalii, cine știe. Dar avem aici, uite așa, primim niște bănuți și următoarea misiune se numește Distribute Food to Players. Deci trebuie să ducem mâncare către jucători. Hai să dăm pe go. Și acum zice așa, nu, să nu-i dai, aceea, să nu dai mâncare aceleași persoane. Deci aceeași persoană să vină din nou și tu nu trebuie să-i dai mâncare. Bun. Ție ți dau mâncare, că n-ai mai venit până acum. Ok. Ție îți dau mâncare. Dar ce se întâmplă dacă aleg să nu-i dau mâncare? Ca asta n-am încercat, refuse. S-a supărat. Nu dau la nimeni Aha. mâncare. Ce se întâmplă dacă nu dau la nimeni mâncare? Totul mai e supărată. Tot mă trece ziua? Aparent tot, tre tot trece ziua! Deci, poți să fii și un șef rău, adică să fii un gardian rău din, din Squid Game. Asta e interesant, totuși, că au avut chestia asta posibilă. O să ajungem și la jocuri, o să trebuiască să ne, să ne și jucăm la jocuri. Cleaning the floor. Hai să mergem să curățăm podeaua Aici, vedeți că s-au jucat asta cu sticla. Și acum trebuie să mergem să curățăm pe jos. Mi se pare destul de tare că cineva a făcut jocul ăsta Adică, nu știu, e, e destul de unic N-am mai văzut așa ceva până acum În care, bă, chiar preiei rolul Acestui caracter Care trebuie să facă această muncă Nu particip la Squid Game Dar Bineînțeles trebuie să faci această muncă Și văd că aici avem niște chestii pe care le putem pune pe aici A, uite, ăsta din colțul ăla Furniture wall Și floor La wall putem să schimbăm o, oh, arată mult mai bine acum. Arată mult mai bine acum. Bun. Hai să vedem. Next day. Deci am făcut misiunile de azi. Ziua următoare. Next day. Ziua treia. Să servim VIP-ul. Să prindem playerii care fumează aparent. Că n-au voie să fumeze. Și de asemenea să decidem cine va trăi. Ok. Să servim VIP. Hai să dăm go. Hai să vedem următoarea misiune. Deci trebuie să luăm de aici, știți că asta era camera de VIP și Gar tot gardienii veneau să-i servească, ok, și am trebuie să le punem cuburile de gheață, ia uite cum stau acolo ca șefii în spate, iar acum noi trebuie să le punem cuburile de gheață, dar trebuie să le punem, uite așa, e umplu, umplu paharul ăsta cu gheață, ia uita. uite, uite așa prietene să-ți placă, ia, ia uite, poți să-i fac turnuleț aici de gheață, glumești cu mine, bun, hai să vedem. Ne punem și aici lui băiatul ăsta, uite așa. tot așa, vreau să le, să le umplu paharele cu gheață. Așa. A, și nu i a pus doar una. I-a pus doar una că nu mă să pun mai mult. Ok. Bun. Uh, catch smoke. Deci n-au voie să fumeze. Cine fumează? Am trebuie să ne uităm să, vedem foarte atent cine fumează. Dar cum îți dai? A, așa dai seama, pentru că de aici vine fumul. Tu fumezi! Aha! Te-am prins! Bun, dai aici claim. E mișto că poți să-ți primești mai mulți bănuți în momentul în care dai claim și astea. Și aici trebuie să decizi cine va trăi aparent. Hai să vedem și asta. Două variante. Um, ăsta zice că a fost cămătar sau ceva de genul ăsta, iar ăsta a fost corupt. Bă, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Adică poți să alegi oricare din ei, că până la urmă... Dar nu știu de ce, că în Squid Game n-am văzut chestia asta, habar n-am. Dar așa a făcut acest tip jocul, așa, bank robbery sau, ok, ăsta, clar. Bun. Luăm și această vază. Tot timpul când e o chestie de asta, te duci aici. Dar eu deja am o grămadă, adică practic nu mai am ce să modific la această cameră. Camera e aproape completă, plus că am făcut mai mulți bănuți, dar n-am ce să cumpăr. Adică n-am. Next day, următoarea zi. Hai să vedem ce se va întâmpla. Congratulations, you have been promoted, supervisor. Oh, ia uite, season 2. Mamă. Băgăm mașinile astea acolo, uite. Op. Și le bagi pe vapor. Problema e că... Unde le bagi? Uite. O, oh, a fost aproape. Vedeți, ele intră undeva Ha, barna unde. Ia să văd ce se întâmplă dacă îl bag așa. Am, am vrut de curiozitate să văd ce se întâmplă. Șeful nu este foarte fericit. Ok, hai ah, că asta nu e foarte greu, exact n am zis că nu e foarte greu, da, trebuie să ai răbdare, asta e toată faza, în rest n-ar trebui să fie greu deloc. Deci bagi mașina asta, hai mă treci, bagi mașina asta, următoarea, hai treci și tu, bun, 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 perfect și încă una. Deci asta e sezonul 2, deci se schimbă totul, eu credeam că continuă cum ar veni sezonul 1, dar, bun, Claymore 5. Așa. Bun. Go. Mai departe. Ia să vedem că am ajuns la red light, green light. Iar aici va trebui să eliminăm pe cine greșește. Ia. Doamne, ce voce. Motion detected, ia. Boom. Și tu trebuie să selectezi pe cine... Poc. Ia, sunt curioși ce se întâmplă dacă dau... Că aparent poți să faci chestia asta. Și tot e corect? Bă, în jocul ăsta poți să faci ce vrei tu și tot e corect, deși nu e corect, tehnic vorbind, pentru că ea nu s-au mișcat, dar până la urmă cine o să-i zică că nu e corect? El e gardian, șef, face ce vrea el până la urmă în jocul ăsta aparent. Bun, hai să dăm pe go să trecem mai departe. Nimeni nu are voie să iasă afară după ora 10, deci noi trebuie să ne uităm 27, ce număr e la 29? Trece înăuntru, gardian! Camera 29 a fost raportată, vedeți? Camera 30 Intră înăuntru, gardian Mă, mă, l-am pușcat Vedeți, păi, îmi pușcă și pe gardien Nici gardienii nu sunt în siguranță, dacă e să zicem așa 27, 28 Camera 28, hai să apăsăm pe buton Intră înăuntru Ce vorbești, mă, că l-a făcut praf Pe păi, dacă nu vrea să înțeleagă Bănuiesc că asta este singura variantă Bun, Claymore 5 Hai să vedem și următoarea chestie să curățăm, știți că ei băgau persoanele care erau eliminate în ceva, ca niște de astea de cadouri arătau, dar, u uh, bring all the coffins to the trolley. A, ah, uite, uite, de, exact, exact. Și aici vedeți că e practic e acolo unde făceau ei tag vor. war. Ce interesant. Bun, tu du te aici. Cred că nu știu că am timp. Bă, dar ăștia doar stau cu armele și să uită? De ce ei nu fac nimic? Ok. Hai, 6, 5, rapid. Gata, mai e corect? E corect. Hm. Asta cu plantele astea, deci îmi dă numai plante în continuu. De mi da și mie alte item ar fi superb, dar nu-mi dă decât plante. N-am ce să fac cu aceste plante. Uh, bun, Claymore 5. Hai să vedem următoarea zi. Ce se mai întâmplă, next day. Nu știu dacă se schimbă sezonul iarăși. Uh... Zice aici să check the coffins to meet the standard Deci să vedem dacă Îndeplinesc standardul Standardul ar fi ăsta De pe foaie Deci practic ăsta arată corect Nu? Coffin number 22 Arată corect? Arată corect Pas. Ar trebui să fie corect, corect cel puțin Nu știu sigur dacă e dar Bun ăsta este roșu În niciun caz nu este corect Deci nu plecați mai departe Bun următorul Următorul Asta uh, are ceva diferit? Nu pare să aibă ceva diferit, pare că e corect. Din ce văd eu aici, cel puțin. Peas. Următorul, hai să vedem. Și ăsta pare corect? Ia uite-i pe aia în spate. Cine știe, e un mim ceva cu chestia asta. Ia uite, nu știu dacă se, se văd exact. Treci și tu. Ăsta nu e corect pentru că am văzut de aici. Acum am prins, are o floare aici. Nu trebuie să aibă floarea aia, trebuie să fie alb complet la fundiță. Deci, nu, no. La revedere! Bun, ziua aceasta a fost completată, trecem mai departe. Ar fi mișto totuși să facă cineva un joc, bă, un joc mare, în genul ăsta cu Squid Game și gen să fie First Person și toate cele. Uh, din păcate doar pe telefonul mobil găsești jocuri de acest gen, care să încerce toate, toate variantele astea să facă viața unui gardian. Nu prea există jocuri de genul ăsta, de asta mă îndrept către aceste jocuri de mobil când vreau să văd cum ar fi, de exemplu, viața unui gardian sau cum ar fi viața din Squid Game. Pentru că pe calculator nu prea există. Um, deci trebuie să luăm lucrurile personale ale oamenilor. Not allowed. N-au voie cu aceste iteme. Hmm, și eu de unde știu dacă le are sau nu? A, ah, trebuie să-l verific. Trebuie să dau click pe el, efectiv, să-l verific, să văd dacă are, dacă are ceva. Avea ceva la el? Nu dau seama. Ochelar de soare și ghiozdan. Dar unde ar putea să le aibă, frate? Și le-a pus în păr. Unde? Not allowed. E ciudat că îmi zice că le... Că le ia de la persoana respectivă, dar gen... Nu sunt la persoana aia. Eu percheziționez, dar... Am trecut? Am trecut, aparent. Ok, asta a fost ciudat, pentru că persoanele respective nu aveau itemele respective la ei, dar ok, Hai să vedem ce trebuie să facem aici. O, oh, aici suntem unde trebuiau să ardă aceste cadouri, între ghilimele. Și chiar trebuie să facem chestia asta, nu? Dăm focul la maxim și dăm drumul. Asta era acțiunea că ai făcut chestia asta, dar e interesant totuși că cineva a încercat să facă acest joc. Asta e tot ce am de zis. Mi se pare, mi se pare șmecher. Bun, hai să trecem mai departe, să vedem ce urmează. Nu știu cât de lung e jocul ăsta next day. Posibil să nu fie extrem de lung. Congratulations, you have been promoted to manager. Bă, am devenit șeful șefilor aici. Season 3. Mamă. Ia uite, bă, ce, ce chestie. Trebuie să prindem impostorul din Among Us. Warning, impostor. What? Bă, ăsta n-are nicio legătură. Uitați-vă la el. Adică, Find de impostor. E clar ăsta, nu? Adică, nu știu că n-am mai jucat nivelul ăsta până acum, am Hai să încercăm un altul random. Știu că ăla e, dar vreau să văd ce se întâmplă dacă alegi pe unul random. Mă, mă de palmă. Ok, retry. Interesant facul mă, jocul. N-ai ce să comentezi, Mi se pare șmecher. Uh, bun. Hai să... A, nu era la mă, ăsta e. Dar ci... Data trecută nu era ăsta. A, cred că de fiecare dată e altul care arată diferit și ăla trebuie să-l alegi. Dar asta chiar arată ca un uh, impostor din Among Us. Asta a fost că fuge. Ok. Doamne, ce a dus capul să facă. Go, next. Trebuie să luăm marbles pentru jucători acum. Hold to drop. Și să avem 5. Ok. Gata, oprește-te. A, trebuie să, fie, trebuie să fie mai multe punguțe. Practic, acum pregătim marbles pentru ei. Ar fi interesant să vedem cum pregătesc și prăjiturile. Pentru că în serial, bineînțeles, că, știți că le găteau ei în uh, propria lor bucătărie. Cineva a trebuit să facă și meseria asta, nu? Și până la urmă are logică. Claim. Și să vedem următoarea misiune. Honey candy. Ah uite mă, honey candies. Chiar trebuie să le gătim. Bring the ingredients to the pot. Stai, de unde iau? Oh, îmi trebuie lapte. Ok, îl duce pe cap. Îmi trebuie ouă. Și îmi trebuie zahăr. Ok, și bănuiesc că să mai trebuie ceva sau doar atât? Am ah, mai trebuie de asta. ăsta zahăr, sigur? Nu știu sigur dacă e zahăr. Ok, a, e un birou, dar eu cred că l-aveam pe ăsta, dacă nu mă înșel. Da, l-aveam deja. Nu știu de ce îmi dă item pe care le-am deja. Dar uh, Paint the Stairhouse, Search Players, ok, interesant. Hai să vedem. Paint. Hai, cum pictăm? Așa. Ok. galben pe jos, deși nu era așa în serial, dar bănuiesc că putem să facem cum vrem noi aici. Iar asta să fie... Dacă trebuie să vopsim și partea asta, corect? Asta să fie tot așa, nu? Ca să se potrivească toată treaba. A, ah, a fost corect. Bun. Draw the line for the octopus game. A, ah, ăsta e jocul de la final. A, ah, și cineva chiar trebuie să deseneze linia. Bine, în serial nu arată așa. <laughs> în niciun caz nu arată așa. Dar... N Are importanță, eu trebuie să fiu cât mai aproape de linia asta. De ce nu prea sunt, dar sper să fie corect totuși. Okay. Bun. Ha, mă, că a ieșit destul de bine. Da, a ieșit destul de bine. Asta l am iarăși. Dar totuși mi-l dă în continuare. Am completat și ziua aceasta și ce poate să urmeze după asta? Host! You have been promoted to host! Season 4! What? În comisiune pe care o văd eu aici, sort the candies by the type. Deci trebuie să le sortezi în funcție de tipul lor exemplu, ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici. Așa făceau și în seria lor? Bănuiesc că da, pentru că până la urmă trebuiau să știe. Bă, asta e așa, asta e așa, că altfel cum le dădeau la playeri? Pentru că playerii trebuiau să-și aleagă o formă, ei nu știau ce să primească și atunci ei trebuiau să le aibă sortate. Deci, au nu. Era să o greșesc acolo, dar m-a oprit jocul. Mi-a mai dat o șansă. Ok. Din nou greșit. Gata. Perfect. Trecem mai departe. Aparent acum trebuie din nou să-i servez pe VIP, deși eu sunt un VIP, cred. Nu sunt sigur, dar... Opa, de dar devenim? Nu mai știu exact, dar... În fine, rezolvăm rapid situația. Easy. Nu le-am mai pus o grămadă de gheață de data asta, l am lăsat doar atât. Hai să vedem ce se întâmplă. Claim. Next day. You've been promoted to VIP. Nu știu de ce nu mi-apare imaginea Season 5 Ok Și de acum doar să repetă din ce văd Am mai jucat eu puțin Dar e totul la fel Adică cred că aici nu mai sunt nivele Doar sunt random um, Dar a fost interesant până aici Trebuie să recunosc Adică chiar a fost uh... Bă chiar mi-a arătat viața unui gardian A încercat să facă cât de bine posibil Hai să facem și nivelul ăsta ca să trecem de el Dar dacă v-a plăcut și dacă mai vreți jocuri interesante Pe care să le găsim Nu uitați să apăsați acolo butonașul de like Și noi bineînțeles ne auzim data viitoare Pa, pa!